scumpește lemnul. Se scumpește lemnul, iar procesatorii din România zic că Romsilva vrea neapărat chestiunea asta, că ține la lemn și la preț, și atunci ei au boicotat licitațiile. Acum, sigur că una peste alta, efectul va fi tot de scumpire a lemnului. Dar poate ar trebui să stăm și să ne întrebăm, să ne oprim în loc să ne întrebăm, dar e bine să fie atât de ieftin lemnul în România? Având în vedere faptul că facem export imens de lemn de foc în Ungaria în fiecare an, eu cred că un pic mai scump dacă ar fi, n-ar fi chiar rău. Când au văzut că la licitațiile de săptămâna aceasta lemnul vândut de Romsilva costă la fel de mult ca luna trecută, adică cu 300% mai mult decât se așteptau, procesatorii nu s-au mai deranjat să meargă la licitație. Așa se explică faptul că din cele 4,2 milioane de metri cubi de lemn scoși la vânzare, regia nu a dat nici măcar 200.000 de metri cubi. În toată lumea, prețul la materii prime scade. La petrol, la gaze, la metal, la lemn, bursele scad. Și noi venim și omorâm o industrie și omorâm o activitate economică punând niște prețuri în dușmănie. În mare parte, lemnul vândut de Romsilva este lemn de fag și, în funcție de zona din care este tăiat, un metru cub a avut un preț mediu de pornire de 150 de lei. Pentru că firmele nu își permit să cumpere lemn la prețurile actuale, producătorii de mobilă susțin că mare parte din industrie ar putea intra în colaps. Este cea mai gravă situație din ultimii 25 de ani după Revoluție, privind asigurarea cu resurse de masă lemnoasă pentru industria mobilei. În situația actuală, firmele nu pot să suporte în niciun caz creșterea costurilor. Efectele blocajului încep să se resimtă deja în piață. Această fabrică de lângă Oradea produce mobilă din lemn masiv de peste 20 de ani. Are 30 de angajați, iar produsele se fac doar la comandă. Majoritatea livrărilor sunt în țară, iar administratorii spun că scumpirea masei lemnoase le va afecta foarte mult afacerea. Lemnul scump îi obligă să scumpească marfa, ceea ce în final duce la pierderea clienților. Am încercat să menținem aceleași prețuri, dar nu știm cât va fi posibil. Încercăm, într-adevăr ne va afecta și pe noi, se vor vedea anumite schimbări și la noi și la prețuri. În alte cazuri, patronii ar putea lăsa fără loc de muncă comunități întregi. În Sovata noi avem 550 de salariați, ceea ce înseamnă că asigurăm traiul a 550 de familii, peste 2000 de oameni din cei 9000 ai orașului Sovata. Directorul Romsilva susține că regia a stabilit prețurile de pornire a licitațiilor în baza unei hotărâri de guvern dată în toamna anului trecut. Nivelul de piață dat de prețurile obținute la licitație din 2015 este nivelul care a ieșit în această hotărâre de guvern. Întâlnim posibilitatea de a reduce aceste prețuri de referință, pentru că nu-mi dă posibilitatea această oră decât numai în sus. Industria lemnului din România are peste 300.000 de angajați și o cifră de afaceri de 6 miliarde de euro pe an. 80% din producție merge la export, iar valoarea vânzărilor în străinătate depășește 2 miliarde de euro pe an.